Dintre cele patru variante prezentate pentru autostrada Sibiu-Piteu, știi, râmniceni au pledat pentru varianta cu numărul 4, care trece destul de aproape de municipiul Reședință de Județ. Ea ar fi trecut prin comunele Runcu, Dăiești, prin orașul Călimănești și pe defileul Oltului. Se pare însă că o altă variantă, cea cu numărul 3, va fi preferată de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, ea trecând prin comuna Berislăvești și pe același defileu. Investiția presupune costuri mai mici, iar în această situație vâlcenii au trebuit să se adapteze situației. Cel care a reprezentat cel mai bine interes ale comunității Vâlcene a fost guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Prefectul de Vâlcea, Dumitru Nicu Gornoiu, a recunoscut acest ajutor în cadrul emisiunii România Azi. Oameni de bună credință și de bună intenție și oameni cu scaunul la cap s-au cuplat și împreună cu presa, solicitând la o manieră decentă structurilor guvernamentale să intervină în așa fel încât această autostradă să treacă cât mai aproape de Vâlcea. Varianta 3 e bătută în cuie, domnule prefect? Este deocamdată varianta pe care a acceptat-o Ministerul Transporturilor. Orice altă discuție pe orice altă temă nu mai are rostul? Nu cred că va mai fi. Din contră, discuția va fi de sedimentarea proiectului și de punere în aplicare a proiectului cât mai repede. Adică anul acesta trebuie să înceapă. Pentru că până în 2020... trebuie să apară această autostradă. Eu vreau să rămân un pic la modul de comunicare. Este pentru prima dată când văd la Vâlceni că vine 24 ianuarie, știți? Ora Unirii. Îi văd unindu-se și presa și factorul politic și factorul administrativ și toate influențele care puteau să ne aducă această logică a evaluării situației și a apropierii acestei investiții de mare importanță pentru România și pentru Vâlcea, mai ales pentru olteni, pentru europeni, pentru toată lumea. Deci au cuplat toate posibilitățile. Nu putem uita de cuplajul la nivel înalt. Când aici, înalt? Aici foarte înalt. Adică noi avem niște vâlceni care sunt foarte atașați de Vâlcea. Și de ce să mă ocolim? S-a implicat inclusiv guvernatorul Băncii României și a insistat să spună că, domne, eu trebuie să mă ocup, eu sunt vâlcean și am și o responsabilitate vis-a-vis de treaba asta, mai ales că eu am semnat contractul de execuție a autostrăzii în 2007 cu Romanu Prodi. Deci am, prin asta, obligația morală de a continua ceea ce am fixat. Și sper să și pot să discut la cel mai înalt nivel și vă spun, am avut informația imediat cum s-a aprobat, a sunat prin oamenii noștri de acolo, de la București. Foarte bine. Și a spus, o vilă albă pentru guvernator. E rezolvată. Cum ambele variante ale autostrăzii nu ocolesc prea mult râmnicul, vâlcenii speră ca politicienii să înțeleagă importanța pe care ar avea o realizare a acestei investiții pentru partea de sud a țării.